Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 19:30 pe HBO Comedy puteți urmări filmul de animație Ice Age The Meltdown. Aventura plină de peripeții a celor trei prieteni continuă în peisajul pe care dezghețul îl face, cel puțin aparent, mai puțin ostil. Toate animalele se bucură de revenirea la o viață normală, cu o vegetație luxuriantă și parcuri acvatice. Manny a intrat în acea etapă a vieții în care se gândește să-și întemeieze o familie. Când o întâlnește pe Ellie, probabil unica femelă mamut de pe pământ, descoperă că aceasta are o existență cam schizofrenică. De la ora 20:30 pe ProTV puteți urmări filmul The Punisher. Frank Castle este un om care a văzut prea multă moarte în viața sa, mai întâi ca agent Delta Force și apoi ca agent special FBI. A reușit să fie de multe ori în avantaj și în final să părăsească câmpul de luptă pentru a începe o viață obișnuită alături de soția sa, Maria, și de fiul său, Will. Pentru ultima misiune, Castle își îndeplinește rolul sub acoperire perfect, dar operațiunea scapă de sub control și tânărul Bobby Saint este ucis din întâmplare, dezlănțuind haosul în viața lui Frank. Thomas Jane, John Travolta. Make Castle dead, whatever it takes, whatever it costs. This is not revenge. Pe Antena 1 de la ora 20:30 rulează filmul Mission Impossible 3. Tom Cruise, unul dintre cei mai apreciați și de succes actori din lume, se întoarce la unul dintre rolurile care l-au făcut celebru, agentul secret Ethan Hunt. La petrecerea de logodnă, Ethan primește un telefon de la o agenție care se ocupă cu păstrarea secretelor de stat. Aceasta îi spune că un agent pe care el l-a antrenat și de care s-a apropiat foarte mult a fost luat ostatic de către unul dintre cei mai mari contrabandiști ai lumii. Misiunea se complică în momentul în care acesta o răpește pe logodnica lui Ethan. It's Hunt. I know it's Hunt. De la ora 21, HBO prezintă filmul Kill Me Three Times. Simon Pegg îl interpretează pe asasinul plătit Charlie Wolf, care descoperă că nu este singurul care încearcă să omoare o femeie dintr-un oraș de surferi. Acum el trebuie să-i învingă pe ceilalți asasini și să se asigure că își duce misiunea la capăt. În scurt timp, Charlie se trezește în mijlocul unei povești care are de toate: crimă, haos, șantaj și răzbunare. I'm having a bad day here. Despite what you think, I love my wife very much. Well, you've got a crazy way of saying. De la ora 21:30 pe TV 1000 puteți urmări filmul The Hours cu Nicole Kidman, Julianne Moore și Meryl Streep. Producția prezintă trei femei ale căror povești sunt legate între ele, neștiind că puterea unei opere literare remarcabile le alterează irevocabil destinele. Un roman scris de Virginia Woolf, o femeie dintr-o suburbie a Londrei la începutul anilor 20, influențează viața Lorei Brown, soție și mamă în Los Angeles la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, și pe cea a Clarissa Yvonne din New Yorkul zilelor noastre. And I remember thinking to myself, this is the beginning of happiness. I have lost those feelings forever. Mommy, I love you. Don't worry, honey, everything's fine. You're my girl. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!